Bună seara, stimați telespectatori! Ne regăsim ca în fiecare zi de marți la ora 20 cu vești bune, cu vești care privesc modul în care putem să evităm anumite afecțiuni și anumite boli în corpul nostru. Și astăzi, așa cum am postat pe rețelele de socializare, vreau să vorbesc despre afecțiunile coloanei vertebrale, dar și legătura cu organele interne și în același timp legătura cu chakrele din corpul nostru. Pentru că coloana vertebrală este un element deosebit de important în corpul nostru. Ea este legătura între divin și corpul nostru fizic, iar această legătură se simte cu fiecare nerv, cu fiecare celulă, cu fiecare organ, cu fiecare atom din corpul nostru. Practic, coloana vertebrală este legătura noastră și prin coloana vertebrală se face legătura cu divinul, cu Dumnezeu. Eu prefer să spun, pentru că foarte mulți oameni de știință se referă la univers, la divin, la orice altceva, eu îi spun foarte clar Dumnezeu. Dacă alții doresc să-i spună în alt fel, nu este niciun fel de problemă, nu este niciun fel de supărare, dar important este ca noi să înțelegem că tot ce este gestionat aici pe pământ este ghidat din cer, din zona Creatorului, din zona Tatălui Ceresc, cel care a gândit și a înfăptuit totul. Aici o să discutăm, pentru că coloana vertebrală este elementul de susținere, cel care ne poziționează în poziție verticală și cel care are o legătură cu toate organele din corpul nostru. Și astăzi o să vorbesc despre această legătură între zona coloanei vertebrale și zona în care există anumite suferințe. De asemenea, vreau să vorbesc și despre legătura coloanei vertebrale cu chakrele din corpul nostru. Și aș începe cu zona coccisului sau zona sacrală din corpul nostru, o zonă foarte, foarte importantă. Este osul care putrezește ultimul în caz în care se descompune într-un anumit fel. De ce? Pentru că în această zonă există sacrumul, există legătura noastră cu divinul. Iar pentru cei care nu înțeleg, în această zonă, în zona sacrum, în zona lombară, foarte, foarte de jos, acolo stă spiritul nostru. Pentru cei care înțeleg că au și spirit, nu numai trup și suflet. Deci acolo sălășuiește spiritul nostru și spiritul nostru este foarte, foarte important, pentru că el este hardul nostru, este toată expresia noastră de miliarde de ani. Iar această expresie de miliarde de ani are o inteligență extraordinară, are o disponibilitate de a ne ajuta infinită, numai că trezirea noastră trebuie să fie făcută. Iar în momentul în care spiritul nostru, șarpele Kundalini din interiorul nostru se trezește, această urcare începe din chakra 1, care este în zona sacrumului, această chakra care face legătura noastră cu pământul, cu mama pământ, cea care ne dă trupul, care ne furnizează legătura și acțiunea cu partea fizică a lucrurilor și care ne dă stabilitatea. Pentru cei care au afecțiuni în zona sacrumului, în zona coccisului, acestea pot fi afecțiuni care țin de rect, de anus și de mușchii șoldurilor, dar și a feselor. Aici pot apărea probleme cu hemoroizii, pot apărea probleme de dureri de spate atunci când stăm într-o poziție șezută și pot apărea chiar curburi și anomalii ale coloanei vertebrale.
Este zona noastră de legătură cu pământul și pentru cei care nu înțeleg care este boala spirituală din spatele acestei afecțiuni, le pot spune pe scurt că în această zonă tot ceea ce generează suferința este teama. Este teama de a supraviețui, teama de a înfăptui ceva și putința de a face ceva. În această zonă trebuie să acționăm și să scoatem toate temerile din interiorul nostru, toate suferințele pe care noi le avem la nivel profund, la nivel sufletesc, pentru că astăzi chiar discutam cu cineva și mă întreba ce de diferență este între afecțiunile trupești și cele sufletești. Toate afecțiunile trupești luate la un loc nu poate să doară cât doare o durere sufletească. Deci cea mai mare durere este durerea sufletului nostru, nu durerea trupească. Desigur că este mai greu de demonstrat, dar această durere este o durere profundă, o durere care ne dărâmă din toate punctele de vedere. Și vedeți că această boală care duce spre depresie, anxietate, atacuri de panică, tot felul de probleme ale mileniului 3 sunt foarte bine gestionate și generate de cei care vor să ne țină sub control. Iar aceste temeri sunt invocate și sunt aduse în experiența noastră în toate știrile pe care le avem zi de zi. Recomandarea mea pentru cei care au dureri în zona coccisului, în zona sacrumului, dar și în zona lombară, imediat în L4, L5, să înțeleagă că aceste temeri nu au nicio legătură cu realitatea. Aceste temeri sunt niște temeri care sunt induse pentru a ne ține sub control, și în momentul în care aceste temeri sunt repetate, ele devin la un moment dat, prin repetiție, devin cu un simbol de, adică devin adevăruri. Dar acestea nu sunt adevăruri. Acest pământ a existat și va exista și după ce noi vom pleca de pe el. Și asta nu trebuie să ne inducă o stare de teamă. Iernile au fost și vor fi cu zăpadă, deci asta nu este o temere. Noi vom supraviețui și mâine, pentru că Dumnezeu ne spune, păsările nu ară, nu seamănă, dar ele întotdeauna vor culege. Deci este orânduit acest univers atât de perfect încât fiecare își găsește echilibru, desigur dacă se implică să facă ceva în acest univers generos conceput de Dumnezeu. Deci această ceacră 1, legătura noastră cu pământul, este ceacra temerilor, ceacra care ne induce o stare de supraviețuire, o stare în care noi trebuie să rezolvăm toate lucrurile care țin de stabilitatea noastră financiară, de stabilitatea noastră și de siguranța noastră din toate punctele de vedere. Deci trebuie să eliminăm, pentru cei care au asemenea suferințe, trebuie să elimine toate temerile din interiorul lor. Și o să vadă că pe măsură ce temerile lor vor fi date la o parte, vor dispărea și aceste afecțiuni în zona mușchilor șoldului, feselor, rect și anus. Aș urca acum ușor-ușor în zona ceacrei 2, în zona, să spunem, L4, L5, efectiv, practic, în zona lombară. În zona lombară, acolo unde pur și simplu spiritul nostru, fiind o energie care este încolocit așa de 3,5 ori în jurul coloanei vertebrale,
O energie care se trezește după ce o anumită stare de conștiință este atinsă în interiorul omului, care, desigur, trebuie să parcurgă niște etape pentru evoluția sa spirituală. El, cinciu, pentru că este prima vertebră lombară aproape de coccis, de sacrum, poate să dea anumite dureri în ceea ce privește gambele, gleznele și picioarele. Putem avea, dacă este afectată această zonă, o proastă circulație la nivelul picioarelor, gleznele umflate, slăbite, putem avea cârcei, de aici se pun cârcei în picioare, la cei care au asemenea suferințe, dar tot din această zonă putem să avem picioarele reci. Deci persoanele care au picioarele reci au anumite afecțiuni în această zonă, dar în același timp aș vorbi puțin și despre legătura noastră, pentru că chakra 2, această zonă energetică, chakrele sunt niște vortexuri de energie care comunică și care fac să curgă energia ce vine de la Tatăl Ceresc de sus în jos, dar în același timp să urce de jos în sus și energia Mamei Pământ, și desigur între ele trebuie să fie o simbioză perfectă, astfel încât să nu existe blocaje. În momentul în care nu avem o legătură corectă, am spus că pot apărea aceste senzații de picioare reci și gleznele umflate și de asemenea o proastă circulație la nivelul picioarelor. Când ajungem în această zonă, practic urcăm mai sus în el 4, putem să avem probleme de prostată, putem avea probleme la nervul sciatic, care doare extrem de tare în această zonă el 4, pentru că de aici pleacă legătura și se duce undeva până în vârful picioarelor, și putem avea lumbago, sciatică, putem avea dureri de spate, dar în același timp să știți că blocajul din zona chakrei 2 poate să ne dea un blocaj la nivel urinar, la nivelul sistemului, și putem să avem urinări frecvente. Este un semnal că ceva în această zonă nu funcționează. Evident că legătura aceasta este o legătură de apă, este zona de apă. Dacă chakra 1 este legătura noastră cu pământul, chakra 2 este legătura noastră cu elementul apă din corpul nostru, și această apă trebuie să curgă limpede, trebuie să curgă corect și să meargă și în sus și în jos fără niciun fel de problemă. Această chakra este chakra vinovățiilor, chakra în care noi ne regăsim ca fiind vinovați. Vinovați pentru că am greșit sau vinovați pentru că ni s-a indus vinovăția. Iar această inducere a vinovăției noastre este o zonă foarte programată de multe milenii și se induce din start, din momentul în care ne naștem, o stare de vinovăție. Vedeți, peste tot se furnizează copilului care nu știu ce a făcut, ești vinovat pentru că nu știu ce s-a întâmplat, să-ți fie rușine că ai făcut acest lucru. Aceste stări induc o stare aproape de moarte, o stare de suferință, o stare care duce persoana aflată în asemenea stare într-o zonă foarte ciudată, o zonă deosebit de complexă, care îi generează fel și fel de lucruri foarte ciudate. Această chakra 2, legătura noastră cu apa, este o zonă a iertărilor.
Deci pur și simplu aici, în această zonă, trebuie să punem pe hârtie ce neiertări avem noi. Față de cine, pe cine trebuie să iertăm, cine trebuie să ne ierte pe noi și trebuie să lucrăm foarte mult la aceste lucruri. Să iertăm pentru că altfel lucrurile nu stau foarte bine. Aș urca puțin mai sus în el 3, în zona coloanei vertebrale, în el 3, în vertebra el 3, în zona lombară, și aici vorbim de organele sexuale, uter, vezică urinară, dar și problemele de genunchi apar în această zonă. Sigur că putem avea probleme la vezica urinară, putem avea, doamnele pot avea probleme de menstruație, dar în același timp și o menstruație neregulată. Deci în momentul în care avem o menstruație neregulată sau probleme de menstruație, să știți că aveți probleme în el 3, în zona lombară. Pot apărea în momentul în care ai anumite afecțiuni în această zonă, pentru doamnele care vor să aibă copii, să știți că de aici apar avorturile spontane și în același timp pentru bărbați tot de aici, din această zonă, apare impotența, dar și durerile de genunchi. Vertebra el 3 are legătură foarte mult cu ego-ul din interiorul nostru, care desigur că poate să ne dea o stare foarte, foarte ciudată. El este mintea noastră falsă și marea majoritate a problemelor de la genunchi sunt cauzate de către un ego foarte ridicat, un orgoliu nemăsurat pe care îl avem. Eu spun cu seninătate aceste lucruri în momentul în care vine omul la mine. De ce? Pentru că Iisus Hristos ne-a învățat smerenia și această smerenie trebuie dobândită în această viață. Pentru că dacă nu dobândim smerenia, vom suferi. Deci foarte clar trebuie lucrat mult la iertările noastre, la tot ceea ce trebuie să iertăm. Mergem mai departe și mergem în vertebra el 2. Aici vorbim de apendice, vorbim de abdomen, de partea superioară a picioarelor. Pentru că având probleme în această zonă, putem să avem aceste suferințe în corpul nostru. De aici apar problemele de varice la picioare, să știți. Din zona lui el 2, putem să avem crampe musculare, putem să avem cârcei în tot corpul, așa cum am mai spus, putem să avem fel și fel de suferințe, dar aceste lucruri pot fi eliminate dacă lucrăm la iertările din interiorul nostru, pentru că nicio suferință din plan trupesc nu are, știu eu, doar cauze strict fizice. Exceptând problemele în care avem accidente și sigur că există probleme, rupturi, există, știu eu, deplasări, dar nici acestea nu sunt la întâmplare, ci au tot o cauză spirituală, o problemă karmică, o problemă personală, o plată pe care o avem de făcut și o înțelegere a ceea ce trebuie să facem în această viață, dar lucrurile astea se înțeleg ușor, ușor pe măsură ce evoluăm din punct de vedere spiritual. Aș urca în el 1, în vertebra el 1, și aici vorbim de intestinul, posibilitatea ca noi să avem probleme dacă este afectată această zonă, probleme la intestinul gros și la ganglionii inghinali. De aici vin problemele de constipație, problemele de colită, diaree și herniile inghinale. Deci această zonă, el 1, este o zonă destul de importantă pentru că de aici se generează anumite efecte ce țin de nervii
respectiv și care pur și simplu ne pot da anumite elemente de suferință. Deci am parcurs chakra 1, chakra 2 și sigur că ușor, ușor mergem spre zona toracală, pentru că aici avem destule probleme, pentru că urcăm în chakra 3, urcăm efectiv la elementul foc, la cel care ne dă acțiunea din noi, dar elementul care aduce în interiorul nostru rușinea. Deci în momentul în care suntem rușinați și avem probleme în interiorul nostru cu privire la rușine, la vinovăție, ele sunt foarte apropiate, cele două chakre, trecem într-o suferință foarte, foarte mare și sigur că putem să avem probleme. Și vorbim aici de 12 vertebre și aș începe de la 12 spre 1. T12 este vertebra care are legătură cu intestinul subțire și cu sistemul limfatic. Atenție, sistemul limfatic este canalizarea din corpul nostru. În sistemul limfatic sunt lichide de vreo 3 ori mai mult decât în sistemul sanguin, deci undeva vreo 12 litri de lichid de limfă și recomand tuturor celor care vor să aibă o viață foarte bună ca anual să facă una sau două de detoxifieri în așa fel încât sistemul limfatic să fie foarte bine pus la punct, golit și să funcționeze foarte bine. Pentru că în această zonă putem avea probleme de reumatism, balonare și tot de aici pot apărea anumite probleme de sterilitate. Deci în momentul în care nu putem să avem copii, trebuie să fim foarte atenți dacă nu avem blocaje și în această zonă. Mergem la T11, unde vorbim despre rinichi și despre uretre, unde putem să avem boli de piele, putem să avem pistrui, eczeme, acnee și furunculi. Adică putem să avem destule probleme, pentru că T11 și T10 ține de rinichi. Rinichii care sunt filtrul din corpul nostru și dacă rinichii nu-și fac bine treaba, pot apărea boli ale rinichilor, pot apărea îngroșerea arterelor, nefrite, dar poate apărea și o oboseală cronică. În momentul în care apare o oboseală cronică în interiorul nostru, trebuie să fim foarte atenți dacă rinichii noștri funcționează foarte bine, pentru că ei dau vitalitatea, ei filtrează viața și modul în care trăim și dau vitalitatea în corpul nostru. Mergem mai sus la T9 și aici vorbim de glandele renale și suprarenale, foarte, foarte, foarte importante, foarte importante. Pur și simplu aici vorbim de niște elemente care ne dau și atât adrenalina în interiorul nostru, cortexul din interiorul nostru, dar în același timp ne dau și alte elemente care gestionează tot sistemul de acțiune din interiorul nostru. Foarte, foarte importante și foarte complexe aceste glande renale, micuțe cât o unghiuță, dar extrem de importante, cu peste 50 de efecte în corpul nostru descoperite, dar eu sunt convins că au și alte lucruri nedescoperite. În momentul în care aceste glande renale nu funcționează corect,
și în zona T9 sunt anumite probleme, pot apărea anumite alergii și în același timp poate apărea urticaria. Urcăm mai departe în zona splinei, în zona foarte importantă, pentru că splina este un element foarte, foarte important. Eu vorbesc de splină și de pancreas ca niște elemente, nu prea ne permitem să ne îmbolnăvim de splină și de pancreas, pentru că este un element de foc acolo, este un element foarte important și putem avea destule probleme dacă nu avem suficientă atenție și suficientă grijă pentru această zonă. O zonă în care noi trebuie să facem acțiunea din corpul nostru, în chakra 3, zona focului din noi, zona în care putem să facem, desigur, boli foarte grele care țin de ulcer, de gastrită, și putem să avem o imunitate foarte slăbită în tot corpul. În momentul în care avem o imunitate slăbită în tot corpul, trebuie să ne gândim foarte serios dacă nu avem blocaje la nivel de T8-T9, la vertebrele toracale T8-T9 și T7, astfel încât noi să vedem dacă nu putem acolo rezolva această problemă. Desigur că eu nu sunt omul care vă spun că nu trebuie să apelați la doctori. Foarte bine, apelați la doctori, dar să știți că în momentul în care nu găsiți o anumită rezolvare, trebuie să vă gândiți foarte bine că există și alte blocaje, există și alte funcționări ale corpului care nu se văd și nu pot fi demonstrate foarte simplu. Și din experiența mea de zi cu zi se poate demonstra, printr-o singură ședință poți să îi pui în funcțiune chakra unui om care pur și simplu poate să fie blocată, deci o energie ca și cum ai pune un baraj în fața curgerii unui șuvoi de apă, acesta s-a blocat, nu funcționează și desigur că nu poate să treacă mai departe. Deci apelați și la alte elemente în momentul în care considerați că nu ați găsit rezolvarea pentru sănătatea dumneavoastră. Urcăm mai departe în zona T6, unde vorbim despre posibilitatea afecțiunii stomacului, unde putem avea arsuri gastrice, indigestii, dispersii și în același timp dureri mari de stomac. Deci în momentul în care este afectată această zonă, această vertebră, în zona T6, putem avea aceste dureri, aceste suferințe. Urcăm mai departe în zona T5 și vorbim aici despre ficat, plexus solar și toată circulația generală, pentru că de aici, din plexus solar, pleacă acțiunea în tot corpul nostru. Focul din această zonă dă acțiunea și sigur că noi trebuie să acționăm. Asta este în momentul în care nu avem suficientă energie. Această chakra, chakra 3, zona focului din noi este blocată și atunci trebuie găsită rezolvarea pentru ca această chakra să funcționeze corect. În momentul în care este blocată această zonă și în care ficatul nu funcționează corespunzător, putem să avem toate bolile ficatului, putem face temperatură, dar putem să avem și tensiune. Atenție! Blocarea acestei chakre poate da probleme de tensiune sanguină și în același timp de circulație, putem să facem artrită dacă această zonă nu este bine echilibrată din punct de vedere energetic. Mergem mai departe și discutăm aici despre vezica biliară, pentru că este o zonă care poate să dea multă suferință. Aici vorbim despre T4, de vertebra T4, vezica biliară și
boli ale vezicii biliare, putem să facem icter dacă aici avem probleme în această zonă, dar putem să facem și zona zoster, pentru că este o boală destul de răspândită și în momentul în care avem anumite blocaje în această zonă, putem să facem zona zoster. Urcăm mai sus și mergem în zona vertebrei T3, unde vorbim despre plămâni, despre bronhii, pleură, torace și sâni. Pentru că este o zonă foarte importantă, deja urcăm în chakra 4, în zona inimii, zona de aer din interiorul nostru, zona care, să știți că apare suferința din cauza supărărilor repetate și a neiubirii din noi. În momentul în care avem supărări repetate și în momentul în care nu înțelegem cum trebuie să meargă viața în această zonă, pur și simplu putem să avem fel și fel de suferințe din ce în ce mai ciudate. Iar aceste lucruri ne fac să ne dăm seama că nu suntem nemuritori și dacă nu reușim să dăm bucuria din inima noastră, din sufletul nostru, prin sângele nostru și iubirea să o împărtășim cu ceilalți, pot să apare destule probleme. Deci putem să facem fel și fel de lucruri și fel și fel de boli pe care greu le putem după aceea duce pe zona de echilibru. Deci vorbim despre T3 cu zona plămânilor, putem să facem pleurezie, pneumonie și tot ce înseamnă gripă. Deci un dezechilibru în această zonă poate să ne aducă un sistem imunitar foarte scăzut și putem să facem gripă. Mergem mai departe în T2, unde este zona inimii, inclusiv valvele și arterele coronare. Practic este zona unde funcționează inima și unde pot apărea atât problemele ale inimii, cât și problemele toracale, boli toracale și respiratorii. Pentru că tot din această zonă se echilibrează atât plămânii, inima, pot apărea probleme cu sânii, pot apărea probleme destul de complicate. Și dacă nu reușim să înțelegem cât de importantă este iubirea în interiorul nostru, putem să avem destule suferințe. Iar aceste suferințe pot fi pe perioade foarte lungi, iar în momentul în care pur și simplu inima noastră bolnavă de neiubire ajunge într-o zonă de suferință foarte mare, în momentul în care devii dependent de medicamente, ați văzut că în momentul în care faci tensiune sau te îmbolnăvești de inimă, tendința este să iei medicamente toată viața. Eu sunt o persoană care nu ia medicamente de niciun fel și mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest lucru, dar reușesc să mă echilibrez nu numai pe mine, ci să echilibrez și pe alții prin învățături care țin de sentimentele din noi, de modul în care trăim viața, de modul în care ne bucurăm în această existență și de modul în care noi reușim să împărtășim iubirea cu ceilalți. Pentru că această iubire pe care noi o împărtășim cu ceilalți trebuie să fie desăvârșită. Trebuie să fie o iubire și o bucurie. Poate nu vă dați seama că sfinții care trăiesc într-o iubire extraordinară, sfinții înțeleg ce înseamnă iubirea necondiționată. Deci la nivel de conștiință peste 500 sau în jurul lui 500 apare iubirea necondiționată. Pur și simplu acolo apar sfinții. Dar pentru cei care nu înțeleg cu adevărat ce înseamnă bucuria, să știți că bucuria este ca vibrație peste iubire. Deci dacă conștiința, ca să ajungi la o conștiință în care să iubești necondiționat, îți trebuie undeva
500 pe o scară de la 0 la 1000, 0 fiind moarte, 1000 fiind Iisus Hristos, cea mai mare conștiință care a existat pe această planetă. Dar în același timp trebuie să înțelegem că bucuria pe care noi o împărtășim, bucuria pe care o oferim celorlalți, trebuie să fie o bucurie imensă, o bucurie care să curgă pur și simplu ca o cascadă fără niciun fel de baraj în cale. Deci această bucurie trebuie să se simtă în fiecare celulă, în fiecare organ, în fiecare atom din interiorul nostru. Și această bucurie trebuie împărtășită cu ceilalți, pentru că în momentul în care dăruiești, cu siguranță vei și primi înapoi. Foarte mulți nu înțeleg că modul în care împărtășim ceea ce știm, modul în care dăruim celorlalți, este un mod în care vom primi mai mult, înseamnă că n-au înțeles cum merge viața. Și recomand, pentru că ușor, ușor o să ne apropiem de postul Paștelui, recomand tuturor să țină post, să facă rugăciune, pentru că sunt minunate, dar să nu uite să facă și milostenie. Iar milostenia nu trebuie înțeleasă doar trebuie să-i dai, nu știu, unui om un sac de ceva. Milostenia înseamnă și un cuvânt foarte bun. Milostenia înseamnă să dai din prea plinul tău. Milostenia înseamnă să dăruiești, să faci o acțiune pentru binele celuilalt. Înseamnă să rupi din timpul tău, să te sacrifici un picuț pentru binele acestui univers, pentru aproapele tău, pentru că nu este decolo ca să poți să mai ridici pe alții în această existență. Deci trebuie să te oprești un picuț din acest vacarm al universului, trebuie să te oprești și să cugeți în fiecare seară, dacă se poate, dacă ai făcut suficient pentru aproapele tău, dacă reușești să împărtășești aceste lucruri cu ceilalți și dacă reușești să dăruiești din ceea ce ești. Nu din ceea ce ai neapărat, ci din ceea ce ești. Poți să spui o vorbă bună, poți să te implici într-o acțiune caritabilă, poți să dăruiești ceea ce ai, poți să faci milostenie în fel și fel de chipuri. Pentru că milostenia este foarte, foarte importantă. Milostenia aduce aur duhovnicesc, alături de rugăciune, alături de post. Dar important nu este postul mâncării. Important este postul duhovnicesc în care trăim, liniștea și pacea. Mântuirea înseamnă pacea în care noi trăim, pe care o dobândim prin ceea ce suntem și prin ceea ce facem. Și vă rog să țineți cont de milostenia pe care voi o oferiți în această existență, pentru că și Dumnezeu este milostiv cu noi. Și nu uitați să fiți recunoscători divinității. În fiecare zi, în fiecare clipă, fiți recunoscători. Aduceți înapoi un picuț din ceea ce vi se oferă. Pentru că ni se oferă mai mult, de mult mai multe ori, decât merităm fiecare din noi. Deci am ajuns la T2, trecem la T1, este vertebra ultima luată de jos în sus de la chakra 1 spre chakra 7 și aici ajungem în zona gâtului ușor ușor, este acolo legătura în zona chakrei 5, zona sunetului, zona adevărului din noi, pentru că pe aici comunicăm, aici este sunetul pe care noi îl scoatem și pe care îl primim. Este zona sunetului din noi, este vibrația sunetului. Contează și cum comunicăm și ce scoatem din noi, dar contează și ce primim. Este o zonă destul de complexă și de aici, în zona
T1, vertebra T1, apar durerile de brațe de la coate în jos. Deci din zona de la coate în jos pot apărea din zona T1 și durerile de mâini, încheieturile, degetele, esofagul, dar și traheea. Pot apărea probleme de astm, de tuse, respirație dificilă, durere ale antebrațelor și mâinilor, dar și insuficiență respiratorie. Aici e mult de vorbit, poate altă dată o să facem pentru fiecare dintre aceste vertebre, putem să facem o emisiune, să discutăm concret de afecțiunile pe fiecare vertebră. Dar astăzi vreau să fac doar o prezentare generală, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă și să vadă legătura între coloana vertebrală și afecțiunile respective. Să fiți foarte atenți la semnalul pe care vi-l dă corpul, la durerea pe care o simțiți, pentru că această zonă toracală este și zona conflictelor din noi. Aici trebuie să ieșim din conflictele pe care le avem și pentru că nu reușim să iertăm și să ieșim din aceste conflicte, putem să avem multe suferințe. Mergem puțin mai sus și ajungem în zona cervicală, pentru că zona cervicală este zona care pleacă de la gât în sus și este o zonă care are o importanță absolut deosebită, pentru că este legătura noastră cu divinitatea și legătura noastră cu tot ceea ce vine ca informație din univers. Și aici vorbim de zona glandei tiroide, în zona C7, zona umeri, brațe până la coate. Da? Deci dacă T1 este de la coate în jos, C7 este de la umeri până la brațe. Recomand tuturor celor care au probleme de sănătate și probleme de dureri de spate să meargă acolo unde poate să facă, sau dacă au în familie oameni care poate să le facă un masaj, evident că trebuie să știe cum să facă acest masaj, să încerce să facă acest lucru, pentru că masajele sunt foarte bune, dar cele mai indicate sunt masajele cu energie, cele care induc și o altă stare mult mai profundă. De aici pot apărea toate problemele ale tiroidei, pot apărea răceala și bursita, adică suferințe destul de mari. Când ajungem în C6, în vertebra C6, putem avea probleme cu nervii gâtului, putem avea dureri de umeri, dar în același timp și în zona amigdalelor. Putem avea gâtul înțepenit, dureri ale brațelor, putem avea inflamații ale laringelui, dar în același timp și tusea apare în momentul în care avem blocată această zonă. Putem să mergem mai departe în zona C5, unde pleacă semnalul corzilor vocale, glandele gâtului, faringele, și aici putem să vorbim de afecțiuni și simptome posibile care privesc laringita, răgușala, boli ale gâtului, gâtul roșu, amigdalele și desigur tot ce ține de această zonă de respirație. Mergem în C4, în cervical 4. Sigur că aici mergem puțin mai sus și sunt problemele și zona de nas, buze, gură, și putem face rinite alergice, nasul înfundat, dar aici putem să facem și pierderile de auz. Este în această zonă unde este legat și aparatul auditiv.
iar această zonă este o zonă foarte importantă și de foarte mare interes, pentru că este foarte important pentru noi să auzim și în același timp să respirăm corect, pentru că o respirație corectă, o respirație făcută pe nas ne insuflă o anumită stare de siguranță și de lucruri foarte, foarte bune la nivel spiritual. Când mergem în zona cervicală 3, aici vorbim de zona obrajilor, urechea internă, oasele feții, dinții, nervii, care îi avem, și putem vorbi de nevrite, nevralgii, acnee și zonă de pistrui și eczeme. Pur și simplu aici vorbim despre suferințe destul de grele, pentru că durerile de dinți sunt destul de cumplite, iar în momentul în care să știți că aveți aceste zone, să căutați și o rezolvare în zona C3. Mergem mai departe și mergem pur și simplu în zona ochilor. Aici urcăm deja în chakra 6. Vorbim aici de ochi, de nervul optic, de nervii auditivi, sinusuri și zona frunții. Sunt destule suferințe aici, pentru că aici avem sinusurile, avem durerile de ochi, pot apărea durerile de urechi, pot apărea tulburări de vedere, strabism, surzire, dar pot apărea la dereglări acestei chakre, care este zona intuiției din noi, zona luminii din noi, că pe aici vedem lumina, prin ochi vedem lumina, dar în același timp aici este și zona intuiției noastre și legătura cu sinele nostru, legătura cu euul nostru divin, respectiv esența divină din noi. Practic este o zonă intuitivă, din punctul meu de vedere, intuiția este peste celelalte simțuri și este organul cel mai important. Noi pur și simplu în momentul în care avem deschis al treilea ochi sau avem o intuiție foarte bună, pur și simplu simțim lucrurile înainte de a le vedea, înainte de a le ști. Urcăm în C1, pentru că aici discutăm deja de chakra 7 și legătura cu chakra divinității, care are un singur sens în sus, este legătura noastră cu divinul, cu Dumnezeu. Practic aici găsim hipofiza, găsim creierul, găsim urechea medie internă, sistemul nervos simpatic. De aici, dacă apar blocaje în zona C1, vertebra din C1, avem probleme și dureri de cap, nervozitate, insomnie, răceală, presiune sanguină crescută, migrene, căderi nervoase, amnezii, oboseli cronici și amețeli. Iată câte sunt într-un singur loc. Și eu aș spune că dacă avem o deschidere suficientă către divinitate, dacă avem o deschidere suficientă către Dumnezeu, aceste lucruri pot fi depășite, aceste lucruri pur și simplu pot fi îndepărtate. Iar în momentul în care vorbim despre legătura noastră cu divinitatea, să știți că aici este legătura noastră cu gândurile noastre, cu modul în care interpretăm gândurile. Iar un element care trebuie înțeles aici foarte mult este că noi nu putem să avem o legătură cu Dumnezeu foarte bună dacă avem foarte multe atașamente. Deci noi nu putem să trăim atașați
de anumite lucruri ale materiei, de anumite lucruri care ne trag din punct de vedere al conștiinței, și în același timp să avem o legătură foarte bună cu divinitatea, și această legătură trebuie să fie una corectă. Deci iată că în 50 de minute am reușit să facem o scanare a coloanei vertebrale, o legătură cu chakrele, cu modul în care noi reușim să înțelegem omul ca un sistem complex, holistic, și v-am dat câteva exemple de afecțiuni în momentul în care treceți printr-o asemenea suferință. Deci să faceți legătura între chakre, sistemul nervos, coloana vertebrală, pentru că toate la un loc reprezintă adevăr și noi reprezentăm adevărul și reprezentăm o uniune cu Dumnezeu, cu Cel care ne-a trimis în această misiune, și sperăm să îndeplinim această misiune în fiecare zi. În prima oră mi-am îndeplinit misiunea pe care mi-am propus-o. Vă rog să nu plecați din fața televizoarelor, pentru că ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate. O seară bună și nu ne luăm la revedere!